Asta este un film care are nevoie de foarte mult timp de contemplare și spunea Dora la un moment dat că de-abia de la a treia vizionare poți să-l înțelegi cu adevărat. Sunt de acord cu tine, asta e a treia vizionare și într-adevăr parcă l-am văzut cu alți ochi. V-aș ruga puțin înainte să vă prezentați voi, că vă prezentați cel mai bine și după aia să intrăm puțin în dezbatere. Bună tuturor, eu sunt Antonia, directorul artistic de la Izanagi și cea care a tradus filmul pe care tocmai l-ați văzut. Și, mă rog, pe mine probabil m-ați mai văzut dacă ați venit la Izanagi, dar pe Dora nu o cunoașteți, așa că o să las pe ea. Bună seara, în primul rând vreau să vă mulțumesc de invitație. Eu sunt Dora Leu, sunt critic de film, mă ocup în general de cinema asiatic cu precădere cinemaul japonez, neapărat cinemaul japonez contemporan uneori, după cum m-ați prezentat pe Instagram, ceea ce e adevărat, sunt destul de preocupată mai degrabă de noul val japonez, dar Miyazaki e o iubire pentru mine, așa că mă bucur să discutăm împreună în seara asta despre film. Bun. Aș fi curios, cine a mai văzut filme de la Hayao Miyazaki până acum? Dacă puteți să ridicați mâna. Ok. Și acum aș fi foarte curios, cine este la prima experiență, la primul film de Hayao Miyazaki? Ok, sunt câțiva oameni. Aș vrea să împărțim un pic discuția și înainte să ajungem la filmul propriu-zis, poate să trecem puțin prin cine este acest regizor, ce a mai făcut și cumva să vorbim puțin despre contextul în care a creat el. Și aici te-aș ruga pe tine, Dora, să ne spui câteva cuvinte care crezi că ar fi esențiale pentru un om care poate este la primul contact sau cumva la începutul călătoriei prin filmografia regizorului. Pe scurt, adică Miyazaki, probabil alături de celălalt cofondator al studioului Ghibli, Isao Takahata, Miyazaki e probabil cel mai bun sau cel mai faimos regizor de animație japoneză, probabil cel mai mare în viață, Takahata murind acum câțiva ani. E cumva greu de descris pe Miyazaki în sensul în care are o operă foarte consistentă, adică face filme sau a lucrat în animație încă din anii 60-70, înființând împreună cu Takahata studioul Ghibli la începutul anilor 80, deci are foarte multă muncă, dar începând din anii 80 și filmele care aparțin sau care țin stilistic cel puțin de studioul Ghibli, sub, să spunem, tutela, sub direcția artistică, sub regia lui Miyazaki. Sunt în principal aceste filme despre care întotdeauna s-a pus problema dacă sunt filme pentru copii sau nu, pentru că sunt un fel de, să spunem, mici basme sau povești fantastice care vorbesc despre maturizare, care întotdeauna sau majoritatea cazurilor au copii, adesea personaje feminine ca protagoniști. Sunt filme care tratează o serie de teme de la natură și în principal sunt multe teme, în engleză sunt environmentalist, nu știu dacă de protecția mediului trece neapărat bună în română, dar aceste teme care se preocupă cu relația pe care avem cu natura, mai mult sau puțin cu climatul. De asemenea, probabil ceea ce veți vedea, sau o să ajungem să discutăm și despre filmul pe care tocmai l-ați văzut, Miyazaki este acest mare animator al aerului sau al zborului. Adesea sunt multe preocupări în filmografia lui despre fie personaje fantastice care zboară, fie păsări, fie avioane, de altfel și în istoria lui personală, tatălui lucrând în producția de avioane în timpul războiului, dar și cumva o pasiune a lui sunt avioanele, în sensul în care până și studioul Ghibli sau, mă rog, Ghibli în japoneză, are numele lui provine de la un avion, cred că de luptă italian, dacă mi-aduc aminte bine. Deci, sunt foarte multe teme pe care Miyazaki le repetă în interiorul filmografiei sale, adică din anii 80 până astăzi ele capătă diverse forme.
dar sunt destul de statornice în ceea ce face. Poate, adică, cred că pentru mulți dintre voi, poate dacă n-ați văzut un film Ghibli, ați văzut personajul lui Totoro, acest mic mare animăluț foarte simpatic, undeva între o pisică și multe alte animale. Sunt foarte multe astfel de prelucrări interiorului filmografiei lui Miyazaki, aceste animăluțe fantastice, dar foarte simpatice, și animăluțe sau creaturi un pic mai mizare, dar mici și foarte, foarte, foarte drăgălașe, cum sunt și vorfăiții în acest film, de exemplu. Nu știu ce altceva aș mai putea spune. Sunt multe teme care au legătură și cu biografia sau cu cel puțin convingerile lui Miyazaki. Apare adesea tema războiului în filmografia lui, inclusiv de la primele lui filme, care sunt și în Princess Mononoke sau și în Laputa, sunt aceste confruntări între, să spunem, nici știu cum se numesc, acești mici justițiari ai naturii care se confruntă cu varii forțe care atacă lumea din jurul lor. Sunt automat și multe referințe la al doilea război mondial. Și adică sunt extrem de variate cumva sursele lui de inspirație. Dar, sau cel puțin la, spuneam, de convingere și de problema războiului, întotdeauna la Miyazaki e un pacifist foarte convins și întotdeauna a militat pentru această cumva reconciliere, cred, prin filmele lui cu violența, cu ceea ce înseamnă denaturarea umană pe care o aduce violența. Și, nu știu, simt acum că intru un pic la teme foarte mari, dar de fapt filmele lui sunt și foarte... sunt foarte ușor de înțeles sau sunt foarte... Au mai multe straturi. Au mai multe straturi, exact. Vorbeam la un moment dat cu cineva și spuneam că cu cine compara pe Miyazaki din, să spunem, un real occidental, și m-am gândit instant la Micul Prinț, cumva. Uneori filmele lui mi se par că au acel gen de stratificare, unde ai un prim nivel foarte dulce pentru copii, care, și mă rog, e și educativ pentru copii, după părerea mea. Dar după, când pui un pic mai mult sau când te interesezi un pic mai mult, începi să descoși niște straturi care sunt mult mai mult mai ancorate istoric sau mult mai bine gândite în sau mai profund decât te aștept să fie de obicei, sau mai profund decât ne-am obișnuit să ne așteptăm să fie poveștire pentru copii. Bun. Voiam să menționez că această dezbatere își dorește să fie un dialog mai degrabă, deci oricând aveți orice fel de întrebare, spuneți, ca să putem să răspundem atunci, că poate după aia trecem și uităm, și cel mai bine este să ne întrebați oricând aveți ceva de punctat. Înainte să ajungem la filmul propriu-zis, voiam să te întreb tot pe tine, să punctăm câteva filme care ar trebui, hai să spunem așa, că The Boy and the Heron este considerat un film autobiografic, toată lumea spune că dacă nu ai văzut filmele regizorului, nu te poți bucura la fel de mult de acest film, și voiam să te întreb, hai să punctăm câteva filme esențiale din filmografia lui care se regăsesc sau nu în The Boy and the Heron, dar care ar trebui văzute cumva de orice cinefil. Aș lua un pic invers, în sensul în care aș lua cu filmul de retragere a lui Miyazaki, care a fost The Wind Rises, care e profund diferit de The Boy and the Heron, dar e probabil unul dintre filmele care urăște cel mai deschis despre zbor. E și autobiografic, sau mă rog, e un film biografic, dar și tratează problema războiului din Pacific. Și adică, mi se pare esențial de văzut în prisma în care era un film care trebuia să încheie cariera și să spui problema ce aduce nou The Boy and the Heron. Este un prim punct, dar mi se pare că sunt filme mult mai vechi cu care seamănă The Boy and the Heron. În principal ar fi și Totoro, pentru că Totoro are acest senin al ruralului pe care îl vezi pentru o bună parte din film, practic jumătate din The Boy and the Heron, această mică legendă a vieții de la țară
De altfel și eu m-am absentă și, și în același film. Mai puține creaturi drăguțe în The Boy and the Heron decât în Totoro, dar, dar clar e acest, acest peisaj foarte important care se, care se regăsește și în The Boy and the Heron. Poate și dintre cele mai faimoase, Spirited Away, cred că e poate companionul ideal pentru The Boy and the Heron, pentru că există același treceri dintr-o lume, lume reală într-o lume fantastică care na, are un scop inițiatic pentru, pentru personajul principal și mi se pare că Spirited Away e și tematic similar în ideea în care și Spirited Away e un film destul de violent sau mă rog, nu la modul în care e filmul ăsta, adică aici mi se pare că e violență un pic mai, mai viscerală, dar sunt ai și acolo niște popoare care se, se luptă între ele, ai acești monarhi, de fapt nu, pardon, aici The House Castle în curg, care, mă rog, The House Castle prin prisma temelor pe care le aminteam e... e următorul film care mi s-ar părea esențial de, de văzut, dar cred că adică sunt extrem de multe alte mici detalii pe care poți să le sesizezi din, din întreaga lui filmografie. Adică mă uitam și la camera lui Mahito din filmul ăsta care vag aduce aminte de ce se întâmplă la începutul din Arieti. Adică cred că sunt mici detalii pe care poți să le extragi din, din majoritatea filmelor. Așa, voiam să adaug că mi se pare că regăsim foarte mult și din Princess Mononoke în film. Regăsim mai ales ideea asta de natură, care nu este întotdeauna frumoasă, pentru că avem natura din, din Totoro, care este superbă și vrea să facă oamenii să, se, să le readucă în suflet bucuria asta de a fi în natură, însă în Princess Mononoke Miyazaki ne aduce în prim plan o natură crudă, nu pentru că natura este rea, ci pentru că așa este în realitate. Și la fel avem și natura din, din The Boy and the Heron, mai ales secvențele cu acel pelican pe moarte, care ne amintește foarte mult, ce puțin mie mi amintește foarte mult de mistrețul care moare la început în Princess Mononoke. Și de asemenea mie mi-a adus aminte și de un film care nu este regizat de el, The Grave of the Fireflies. Prima secvență în care Mahito fuge prin foc, prin orașul arzând, îmi amintește foarte mult de The Grave of the Fireflies. Înainte să intrăm în următorul subiect, voiam să te întreb tot pe tine, Dora. Hai să dă-mi trei filme pe care le consider tu esențiale de văzut după The Boy and the Heron, pentru cei care poate nu le-au văzut. Știu că toate ar trebui văzute, dar primele trei pe care ar trebui să le vadă un om. Ok, bă, aș începe, adică chiar dacă nu e, cum spunea Antonia, chiar dacă nu e lui Miyazaki, poate aș începe cu, cu Grave of the Fireflies, pentru că e, e această reprezentare crudă, The Boy and the Heron mi se pare, și cred că poți reveni după, mi se pare că e și un fel de omagiu pentru Takahata, deci sunt multe, multe referințe în sensul ăsta. Howl's Castle, doar pentru că mi se pare că e un film mult mai bun decât The Boy and the Heron și cred că merită un pic comparat în interiorul, în interiorul filmografiei și Spirited Away pentru că din nou mi se pare un pic mai bun decât The Boy and the Heron, dar e... are aceeași tentă în care realitate procesată prin interiorul fanteziei și mi se pare că na, sunt mai multe lucrurile pe care încearcă să le facă The Boy and the Heron la nivel vizual, la nivel de legendă a poveștii, Spirited Away o face mult mai bine. Bun, te voi întreba apoi de ce, dar acum aș vrea să vorbesc puțin cu Antonia, pentru că poate unii dintre voi ați fost la festival la Izanagi, dar noi am încercat de-a lungul timpului să aducem și cât mai multe filme de Hayao Miyazaki, de Isao Takahata, printre altele. Și Antonia a lucrat la mai multe dintre ele, cum ar fi Grave of the Fireflies, la Princess Mononoke, la Spirited Away, traducându-le. Și voiam să te întreb cum ai simțit acum traducerea pentru The Boy and the Heron și cum ți s-a părut filmul, cum l-ai... prima dată când l-ai văzut, după aceea cum a fost să-l traduci, explică-ne puțin procesul prin care ai trecut.
Prima dată când l-am văzut în Japonia, fix când apăruse și, din nou, pentru cei care nu știu, în Japonia nu a fost lansată oficial, la un moment dat pur și simplu s-au trezit oamenii cu el în cinematografe, n-a avut parte de marketing, de absolut nimic și am fost șocată când am mers, pentru că erau vreo 3 oameni în cinema, încă erau mulți oameni din Japonia care nu știau că filmul fusese lansat, ci am aflat din țară, adică cumva știrile au ajuns în România și am ajuns eu să merg la film acolo. Și odată a fost dificil să îl ascult fără subtitrări, dar nici nu am înțeles mare lucru din el. Nu știu, mai sunt persoane care au trecut prin asta când l-au văzut prima dată. Da. Da, chiar nu înțelesese mare lucru, eram și obosită, mi s-a rupt filmul complet la un moment dat și când l-am revăzut în România, când trebuia să-l traduc, am început să înțeleg. Și fiind atentă la toate chichițele legate de limbă, am realizat, eu m-am gândit în momentul ăla, wow, ce film fain este, și mi-au dat lacrimile pentru prima dată la el și din punct de vedere al limbii nu a fost neapărat extrem de greu de tradus, a fost puțin challenging, să spunem, la partea, pentru că ei folosesc un limbaj ceva mai vechi de pe timpul celui de-al doilea război mondial, acolo putem să spunem că a fost mai greu. Și a trebuit să folosesc așa un limbaj care să aibă așa un aer de vechi, în același timp să nu fie extrem de greu de înțeles, că nu mai folosim multe cuvinte care se foloseau pe vremea aia. Cred că am reușit cumva să transmit aerul epocii, senzația epocii, dar cel mai mult sper că am reușit să traduc, să transmit mai departe ceea ce a vrut să spună Miyazaki prin lucrurile, prin acest film. Așa, ca o drept concluzie, mi-a plăcut foarte mult filmul, mi-a plăcut mai mult decât multe alte filme de ale lui. Aici sunt puțin contra, da. Pentru că mi se pare un mod frumos prin care Miyazaki a transmis... A luat așa câte o piesă de puzzle din toate filmele de la Ghibli și l-a pus aici în filmul ăsta și ca mare fan Ghibli mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta. Citeam undeva, hai să o luăm de la capăt spre coadă cu filmul. Sunt foarte multe interpretări pentru filmul ăsta și desigur că la prima vizionare totul este foarte confuz, pentru că el în sine este cumva foarte divizat, foarte împărțit, cu foarte multe referințe. Dar desigur oricine se întreabă care e treaba cu turnul ăsta și ce se întâmplă acolo. Și aici am văzut mai multe perspective și voiam să vă întreb, poate și pe cei din public, în ce notă ați citit filmul, adică ce vi se pare că a vrut să spună Hayao Miyazaki în final. Poate să răspundă oricine de ei sau putem să luăm întrebări din public. Hai, spune tu, Dora. Da, eu, în funcție de câte ori am văzut filmul, am avut câte o interpretare nouă pentru film. Și adică, sunt de altfel și în acord cu tine, că și pentru mine prima vizionare a fost foarte grea și mi-am dat seama că n-am înțeles prea multe și văzând, practic, în continuu filmul, am început să îmi dau seama de detalii pe care nu le văzusem înainte, să mă uit la lucruri din cadru pe care, cumva, prima vizionare nu te face să te gândești prea mult la ele. Și automat s-au schimbat și interpretările. Prima oară am luat filmul, cumva, cum menționa și... Mă rog, nu menționa Miyazaki direct, ci producătorul de la Ghibli spunea că Miyazaki își dorește ca acest film să fie un fel de testament pe care îl lasă în urmă, mai ales pentru nepotul lui, un fel de pregătire pentru nepotul lui, pentru când Miyazaki nu va mai fi. Și automat asta a fost un prim strat de interpretare care... mi se pare și nu mi se pare valabil în timp ce, după ce l-am mai văzut, pentru că, pe de-o parte, cred că e ceva pentru nepotul lui Miyazaki, dar e ceva pentru noi toți,
Pentru că cred că știe Miyazaki că mulți am crescut cu el sau mulți am absorbit așa ca o experiență foarte personală toate filmele lui și avem nevoie de un pic de pregătire pentru când el nu va mai fi. Și într-adevăr, adică, cred că aspectul ăsta de testament se regăsește în faptul că ai adunate de pe aici pe acolo toate obsesiile lui, toate temele lui, toate aceste mici detalii pe care, na, care lui aduc bucurie. După am interpretat filmul din prisma titlului în limba japoneză, care pare că nu are neapărat legătură cu povestea filmului sau cel puțin titlul pleacă de la această carte care se numește, mă rog, în engleză How Do You Live? Cum trăiți în limba română? Care e un fel de lectură esențială pentru copii în care ai un personaj care are un copil, mă rog, spre adolescent care trece printr-o poveste de maturizare alături de unchiul său, care e un fel de care a pus la învăță cel maestru. Un fel de maestru care cumva îl ajută să devină un mini-adult sau cel puțin un om mai bun. Și mi s-a părut evident și stratul ăsta la filmul lui Miyazaki, în ideea în care sunt foarte multe, să spunem, îndemnuri pe care le lasă Miyazaki în film despre ce înseamnă răutatea și despre cum toți avem o anumită răutate în noi și e de datoria noastră poate nu neapărat să o eliminăm, ci să o conștientizăm și să o atenuăm, să nu acționăm în virtutea ei. Adică mi se pare că sunt aceste lecții pe care cumva ar trebui să le primești foarte devreme în viață, care sunt în tot filmul ăsta, care sunt valabile și pentru copii, dar și pentru adulți. Dar mi s-a părut că e în aceeași tentă în care și cartea lui Genzaburo Yoshino e această idee, sau pleacă de la această idee de idee formatoare sau idee didactică. Și asta mi se pare că rezonează cu ideea lui Miyazaki, în care filmele sale sunt filme pentru copii, dar și filme care pregătesc copiii pentru cum e viața reală sau pentru o violență care există în viața reală, pentru această mare de foc pe care o menționează stăpânul turnului la sfârșit, pentru tipul ăsta de realități mai puțin fericite care aparțin vieții. Și am mai interpretat și filmul, cum spuneam, de-abia acum, ca un fel de omagiu lui Takahata, care, din câte am înțeles, sau cel puțin e un documentar făcut de NHK, care trebuie să apară acum sau a apărut foarte recent, care privește procesul prin care a trecut Miyazaki pentru The Boy and the Heron, și cumva inițial povestea nu trebuia să fie cea pe care o vedeți în film, ci trebuia să fie mult mai ancorată în povestea acestei cărți, numai că odată cu moartea lui Takahata, pe care Miyazaki plănuia să-l transpună în film prin intermediul acestui personaj al unchiului, cumva tot a schimbat scenariul până a ajuns la The Boy and the Heron. Și mi se pare că acest stăpân de lumi e într-un fel Takahata, care a fost și prieten și cumva și maestrul lui Miyazaki, dar e și Miyazaki însuși. Adică mi se pare că e o combinație de maieștri care au îmbătrânit, care își dau seama de unde, în ce punct au ajuns și care doresc mai departe să dea niște lucruri, să învețe pe ceilalți, cumva spunându-le ca o datorie foarte mare. Și adică mi se pare foarte frumos și răspunsul lui Mahito, în care refuză cumva această datorie mare,
parcă sugerând că sunt, că sunt niște generații foarte diferite. De asta mi se pare că ce scrie pe poartă când Mahito intră în această mare de, nu știu cum, de acest tărâm al morților, mi se pare că e o povață foarte interesantă de voi să nu faceți ca mine, adică mi se pare o, cum să spun, mi se pare o fațetă foarte interesantă a ce înseamnă să dai mai departe o moștenire, în ideea în care tu ai niște lucruri pe care vrei să transmiți, dar știi că e foarte, să spunem, problematic ce ai și că te bazezi ca generații viitoare să fie una mai bună decât tine. Și asta cred că e destul de emoționant până la urmă. Scuze, am vorbit cam mult. Antonia, ție cum s-a părut finalul? Adică tu cum, în ce notă îl vezi? Mai întâi un lucru interesant de menționat despre mesajul care este scris pe poarta aurie. El provine din sutrele budiste și se referă, am încercat să-l traduc cât mai exact, mă rog, cât să vă ofer puțin înțelesul. Citatul complet era ceva de genul, nu mai amintesc exact, cei ce mă vor imita vor pieri, dar cei ce vor înțelege vor supraviețui. Adică scopul nu este să imitați ceea ce am făcut eu, ci să înțelegeți și să duceți, să creați voi altceva mai departe. Deci, într-un fel, chiar poate să aibă legătură cu felul în care vede Miyazaki the legacy, moștenirea pe care o lasă în urmă. Mie mi s-a părut, pe lângă tot ce ai spus tu, că filmul... Mi-am amintit la un moment dat când Miyazaki a spus într-un interviu, a fost întrebat ce crede că se va întâmpla cu Studio Ghibli și a spus că o să se ducă pe apa sâmbetei, sunt deja pregătit pentru asta. Și mi se pare că este un mod în care el încearcă să accepte sfârșitul și schimbarea, la fel cum și Mahito și străbunicului Mahito încearcă să accepte o schimbare. Și de altfel toată lumea din film trebuie să accepte că oamenii mor, că uneori apar mame noi și că uneori ești nevoită tu ca mamă să accepti un alt copil în viața ta. Pentru că o vedem și pe mama lui, noua mama lui Mahito, pe Natsuko-san, având în lumea aceea din vis un răgaz să-i spună lui Mahito că-l urăște. Nu neapărat pentru că este o persoană rea, ci pentru că existau frustrări chiar și în ea, la fel cum existau și în Mahito și în toată lumea. Și de asta mie mi se pare că este un film frumos despre cum acceptăm că există și lucruri rele și grele în viață și cu toate astea trebuie să ne punem întrebarea noi cum trăim, cum vrem să trăim de acum încolo. Ok. Da, mi se pare foarte interesante toate perspectivele astea de a citi filmul, pentru că, uite, de exemplu, este producătorul Tohiro, cred, Suzuki, care zice fix asta, că practic Miyazaki vede în acest străbunic imaginea lui Takahata, imaginea unui maestru, dar în același timp avem și acest testament în care el încearcă să accepte că lumea pe care el cumva a creat-o se va destrăma în urma lui și cumva poate nu e neapărat un lucru rău, poate pur și simplu așa funcționează viața, pentru că citeam undeva și am văzut acum că la filmele lor, de obicei la final scrie sfârșit și la acest film nu scrie sfârșit și cumva mi se pare foarte interesant și cum de-a lungul filmului avem această dualitate sau ciclicitate în care mama are puterea focului și prin foc moare, cum acest tărâm care se presupune a fi un tărâm al morții e și un tărâm al nașterii în care forfăiții practic se nasc și pleacă în lumea reală și sunt cumva mai multe referințe din astea care din nou cumva poate la final când Mahito se întoarce în lumea reală, avem această trimitere la Spirit the Way, în care în Spirit the Way știm că noi nu știm dacă Chihiro își amintește sau nu. Și mi se pare interesant că în varianta în engleză, când traduceam filmele, în japoneză nu știm nimic despre chestia asta și în engleză taică-s-o mi se pare că o întreabă dacă se simte pregătită pentru ce o să urmeze și ea spune da și cumva este mult mai clar că Chihiro își amintește. Dar mă întrebam cumva și de ce Miyazaki a ales tocmai să pună întrebarea direct în filmul ăsta. Îți mai amintești ce a fost în lumea cealaltă, știi? Și Mahito își amintește cumva.
și nu știm cât o să dureze. Poate așa e și amintirea lui, că o să ne amintim de el o perioadă, dar după aia nu știm mai departe. Ce mi s-a părut din nou extrem de interesant este că sunt 13 cuburi. Și asta, când am citit despre chestia asta, m-a emoționat foarte mult, pentru că inițial filmul, nu pot să zic că m-a emoționat față de alte filme pe care le-am văzut, dar când am citit că sunt 13 cuburi și el a făcut 13 filme și spune lui Mahito că am aceste cuburi lipsite de răutate pe care ți le oferi ție să-ți construiești propriul tău univers, mi s-a părut testamentul perfect, pentru că îți dai seama că Mahito nu e nici străbunicul sau nu e nici o referință autobiografică, ci Mahito ești tu ca spectator și practic el îți oferă filmele astea și exact how do you live, cum trăiți, practic tu poți să iei filmele astea, poate ăsta este ultimul lui film, nu se știe, ia filmele astea, uită-te la ele și după aia trăiește cum vrei tu să trăiești. Și mi s-a părut o chestie absolut superbă. Și cumva mi s-a părut și elementul cel mai puternic din film. Da. Dar acum aș vrea să intrăm puțin și în partea critică și să ne spui ce anume ai simțit tu că lipsește din filmul ăsta. Sau, spune Antonia. Înainte de asta am doar o mică mențiune legată de stârc, pentru că tot apare, și de simbolistica stârcului cenușiu. Dacă vrei să adaugi tu ceva, te rog. În folclorul japonez, stârcul apare de foarte multă vreme. Sunt povești de prin secolul 14-15 cu... Există o diferență. Există stârcul alb, care în Japonia este oarecum văzut ca ceva pur. Apoi stârcul cenușiu, cel pe care l-am văzut noi aici, Aosagi, care este ceva mult mai... este ca un fel de prevestitor al morții, dar nu chiar. Este menit să fie o ființă care face legătura între lumea noastră și lumea cealaltă. Și probabil de asta a ales Miyazaki acest stârc ca ghid, pentru că este un fel de ghid spiritual. Este cu Mahito la început, el îi spune că îl așteaptă, că lumea cealaltă îl așteaptă și îl duce în tărâmul morților și tot el îl aduce, vine cu el până la sfârșit. Și cred că de asta el întreabă la sfârșit dacă îți mai amintești, pentru că nu ar trebui să-ți amintești de lumea cealaltă. Și tocmai mesagerul îi spune chestia asta. Dar este foarte frumos cum au ales stârcul ăsta pe care la un film l-au transformat într-o chestie destul de dubioasă și urâtă, dar asta din nou cred că din cauza că Miyazaki voia să vină cu adaosul lui și să spună da, whatever, avem stârcii care sunt mesagerii lumii de dincolo, dar mai sunt și Goofy din când în când, la fel cum perușii se ușurează peste tot pentru că este amuzant. Și asta e Miyazaki. Voiam să te întreb aici, de ce crezi că, adică mi s-a părut, poate mă înșel, dar mi s-a părut că perușii au cumva același limbaj, mi se părea că replicile care sunt ale stârcului cenușiu sunt spuse și de peruși în anumite momente din film. De ce? V-am așteptat. Uh-huh. Asta este o întrebare bună, pentru că abia acum la patra vizionare am văzut că spun obsesiv te-am așteptat sau v-am așteptat, te-am așteptat și încă nu înțeleg de ce. Poate este un mesaj de-a lui Miyazaki care vrea să spună că ne-a așteptat pe noi să, nu știu, să-i luăm, își așteaptă urmașul, dar nu știu, nu înțeleg clar de ce se repetă de atât de multe ori. Vreau să spună doar ceva. Cred că am eu o interpretare pe care, la fel ca tine, de via la patra vizionare, mi-am dat seama că perușii ăștia sunt niște personaje mai bine conturate decât l-am luat la început, adică l-am luat și eu ca fiind niște animaluțe foarte goofy, dar adică, revăzând acum toată secvența asta la final, mi se pare că evident acești peruși sunt un popor fascist care a ajuns așa din prostul management al stăpânului de lumi. Și ceea ce e foarte interesant e că mi se pare că perușii ăștia sunt un fel de gloată și ei repetă pentru că nu știu decât să facă acest lucru, să ia niște ordine mai sus și să repete orice pot discerne, pentru că pare că în afară de cuvintele astea nu știu să formuleze decât niște sunețele foarte de bază și mi se pare că sunt așa niște
un personaj extrem de larg și de colectiv, care e un pic brainwashed de regele lor. Că e interesant că regele lor poate să articuleze foarte bine niște principii, să ceară ce crede că merită, dar acești civili care îl preamăresc nu par să aibă neapărat o conștiință de sine sau o conștiință mai mult decât nefoame. Cu asta termin. Interesant că perușii folosesc același limbaj atunci când spun mai mult decât 3 cuvinte, cel puțin atunci când vorbeau despre bebeluși, precum la fel ca acele maimuțe din Prințesa Mononoke, care nu puteau să vorbească decât la modul ca un copil de 3 ani care spune mâncare vreau și așa mai departe. La fel și ei nu puteau să spună decât n-ați cu o bebelușare, tu n-ai bebeluș, pe tine mâncăm, ceva de genul, ca să arate tocmai cât de inteligenți erau. Voiam să mai zic ceva, înainte să ne spui părerile tale critice. Fac teasing aici. Mi s-a părut foarte interesant cum ai această, din nou, o dualitate interesantă, faptul că Miyazaki a tot încercat de-a lungul timpului să-și găsească un succesor și nu a reușit. Și acum a ajuns la acest ultim film și m-am uitat în credite și am văzut că sunt foarte multe nume de studiouri. Am văzut, cred că Production IG, am văzut Studio Chizu al lui Mamoru Hosoda, am văzut și cred că Comics Wave al lui Makoto Shinkai, cred că sunt foarte, foarte mulți. N-am apucat să-i văd pe toți sau să-i citesc pe toți, dar cred că dacă ne uităm, acest film a fost făcut printr-un efort colosal și cred că cumva toți animatorii au crescut cu Hayao Miyazaki și și-au dorit în acest punct să colaboreze. Și mi se pare așa un efort colectiv foarte uimitor, cumva, că s-au aliat toți să producă acest ultim film, ca un fel de omagiu adus lui Hayao Miyazaki. Eu mă întreb dacă nu e și o consecință cumva economică, că știu că recent, în 2013, Ghibli a trecut în managementul Nippon Television și cumva mă întreb, adică n-am stat să investighez neapărat. A trecut recent, acum un an sau doi parcă, sau când, nu? E mult mai recent, nu e 2013. Nu? 2023, nu știu, așa avem impresia. Anul ăsta, da. Și mă întreb dacă în acest struggling în vag independent pe care l-a avut Studio Ghibli după anii 2010, nu e și asta o consecință, adică sau o nevoie de colaborare și în termenii ăștia, dar ne invalidându-ți punctul de vedere, adică e absolut clar că Miyazaki și Ghibli sunt absolut, sau toți animatorii care au devenit după ei sunt absolut tributari lor și în stil și în, până la urmă, piața pe care cei doi au deschis-o. Deci da, absolut și punctul ăsta de vedere, dar doar mă gândeam. Mai stăm cam un sfert de oră, ca să nu stăm foarte, foarte mult aici. Voiam în această ultimă parte, pentru că vorbim cu voi, am putut să văd care este perspectiva voastră asupra filmului și cumva mi s-a părut că rezonez cu amândouă din diferite puncte de vedere și atunci voiam să vedem și această parte, de ce simți că The Boy and the Heron este poate într-o poziție inferioară altor filme din filmografia sa. Mi se pare că e un film care, sau ce mă fascinează pe mine la Miyazaki e capacitatea lui de a crea lumi și capacitatea lui de a te convinge de validitatea celor lumi fără să-ți dea neapărat instrumente logice despre de ce se întâmplă un lucru. Adică ei dea bună foarte multe realități care se întâmplă în lumile lui magice. Dar în filmul ăsta mi se pare că cumva pleacă deja dintr-un punct dezavantajat, pentru că jonglează și cu realitatea și cu lumea fantastică, unde în Spirited Away, de exemplu, ai foarte puțin dintr-o lume reală și ai mult mai mult timp să dezvolți această foarte opulentă și foarte, foarte bine mitologizată lume, unde aici mi se pare că acest plecat înainte și înapoi din cele două lumi, cumva nu ai timp să te convingi de ce înseamnă fiecare
istoria cadrelor pe care le vezi, fiecare istoria decorului, și cred că sunt multe povești în interiorul poveștii pe care cred că mulți dintre noi am fi vrut să vedem mai mult dintre ele, adică această mare pe care se navighează, pe care navighează morții și pe care ai acest cumva păzitor al mării care, mă rog, Chirico, care poate să omoare în timp ce aceste fantome morți nu pot să omoare. Adică sunt toate aceste povești care, pe părerea mea, aveau un potențial un pic mai mare și ar fi fost poate un pic mai satisfăcător să le vezi un pic mai, mai mult. Adică nu să fie explicate, ci pur și simplu să petreci vizual mai mult timp în aceste locuri. Și de-aia spuneam că în Spirited the Way, practic, tot filmul se întâmplă în această lume, în acest bathhouse. În aceste băi termale, da. Deci, cred că faptul că practic o oră din film se întâmplă în realitate riscă să nu te prindă neapărat în vrajă din prima dată. De-aia cred că cu cât vezi mai mult, cu atât te obișnuiești cu aceste, sau cu cât trevezi mai mult, cu atât te obișnuiești cu aceste spații și poți să te simți mai familiar în ele decât la prima vizionare. Și cred că, adică, de-aia spun că, nu știu, și Howl are o legendă un pic mai palpabilă. Din nou, nu logică, nu explicată, dar un pic mai palpabilă. Și mi se pare că filmul ăsta are atât de mult potențial și vrei să afli de fapt mai multe cu acest stăpânitor de lumi, vrei să afli mai multe despre această piatră semifilozofală până la urmă. Sunt toate aceste lucruri pe care nu prins foarte multe, din care nu prins foarte multe și cred că e un pic frustrant, ceea ce, da, cred că uneori e bine să fac ca un film să facă asta, să fie un pic mai criptic și poate e și bine ca filmul ăsta să fie unul dintre filmele mai sobre, să spunem, ale lui Miyazaki, și inclusiv ce spuneam că poate atunci când faci un film care să fie formator pentru publicul lui, nu trebuie să dai tot mur în gură și e bine că uite că stăm și dezbatem și stăm și ne punem problema, adică merg rotițele din capătul la filmul ăsta, ce e extraordinar. Dar în același timp, comparativ cu alte filme ale Miyazaki, mi se pare că nu că se putea mai mult, că e foarte mult aici, e foarte bine, dar cred că ne-am fi bucurat să revedem și alte strategii pe care folosește sau pur și simplu să fugim fantezist un pic mai mult în filmul ăsta, adică of realitate. Da, cumva... Bun, avem o întrebare. Ilinga, poți să vii, te rog tu, să iei microfonul ăsta? Nu, am vrea să avem și microfon, pentru că și înregistrăm. Și mai sunt unii de acasă care vor vedea dezbaterea după. Mulțumesc. Era mai doar o completare la ce ai zis, că și mie mi s-a părut foarte quirky, că nu țineam minte din alte filme ale lui să se folosească de vis sau de ceea ce părea că e vis, cumva trecerea dintr-o lume, adică fie totul se întâmplă într-o lume miticizată, fie e o trecere foarte clară din lumea reală în lumea spiritelor sau whatever. Mi s-a părut foarte quirky chestia asta, că la un moment dat nu era clar unde e, nici lui nu era clar, toate metaforele alea vizuale când se trezește și curge apa din el, care cumva ne e clar că nu se întâmplă, dar de fapt se întâmplă. Și cel puțin pentru mine, eu nu țin minte să fi făcut asta în altă parte, și mai ales și în aceeași idee, că parcă, cum spuneai și tu, că lumea fictivă parcă nu părea la fel de fleshed out ca în alte. Și na, eram curios ce părere aveți legat de asta. Cred că are cineva un răspuns în public? Da, posibil să voiam doar să aduc o completare. Cred că au mai folosit această tehnică în Howl's Moving Castle, când Sophie îl visa pe Howl că e un monstru sau ceva de genul, adică nu știu sigur dacă a fost un vis, dar am perceput-o ca pe un vis.
Tot ca o completare, dar revenind la tema visului, chiar dacă Miyazaki nu prea a folosit-o, Takahata se folosește de intens. Iar în Prințesa Kaguya, tema visului este foarte important, zborul deasupra lunii și cum se îndepărtează de pământ este, din nou, revenind și la zbor, este foarte important și aici secvența trecerea sa dintre realități mi se pare mai bună pentru că, cum spunea și Dora, dacă în Spirited Away nu există o violență prea explicită, aici este nevoie de ea, pentru că finalul, când îți spune că vrei să întorci înapoi în marea aia de foc, el acceptă. Da, trebuie să ne întoarcem acolo. De tot ce e bine, trebuie să facem și acolo, nu doar în capul nostru. Este, asta e, de fapt, puterea mesajului lui Miyazaki. Am avut acum o revelație, imediat vă dau și dumneavoastră, că încercam să-mi dau seama ce anume din Prințesa Kaguya, filmul meu preferat, este în filmul ăsta și acum am înțeles că da, este visul și felul în care abordează visul. Prințesa Kaguya, în Prințesa Kaguya se întâmplau tot felul de chestii fantastice, mai ales în vis. Și mereu rămâneai... Erau detaliile astea, se trezea și ceva era rupt, așa cum s-a întâmplat în visul ei, dar... Visul nu s-a întâmplat și la fel îl avem și pe Mahito care găsește teaca aceea distrusă, se distruge în mâna lui. Și desigur faptul că ideea asta că Prințesa Kaguya, chiar dacă lumea oamenilor era imperfectă, voia să rămână acolo. Și la fel și Mahito, lumea oamenilor este imperfectă, este plină de lucruri dureroase, dar merită să fie acolo. Și mai aveam o întrebare aici. Mălina, dacă poți, tu, te rog. Da, eu nu știu dacă vreau să pun o întrebare, sunt foarte multe întrebări. Vreau doar să menționez că, de fapt, accentul este pus pe această piatră care reprezintă un fel de inimă metaforică a mesajului profund al filmului, care pune accentul pe transformare. Este un fel de alchimie a conștiinței. Nu mai știm la un moment dat dacă este vorba despre un început al cosmogoniei pe care o reprezintă Miyazaki, început reprezentat de un demiorg, care este, mă rog, bătrânul, să zicem, între ghilimele, Miyazaki, care vrea să predea ștafeta conștiinței nepotului, care de fapt este tot el. Nu se știe dacă Miyazaki vorbește despre sfârșitul vieții lui sau despre un alt început. Acea sutră budistă care spune cei care mimită nu vor exista, este de fapt despre rolul nostru în conștiință, să fim noi, cu propria noastră conștiință și nu putem să imităm acele umbre care sunt prin, mă rog, în acel un tărâm funebru, da? Deci nu au individualitate, sunt cei care nu au trecut de această etapă a conștiinței și care n-au mai putut să revină. Dovada e că el a revenit cu o altă formă, adică cu altă formă a conștiinței. Iar timpul a fost transformat de el. El a devenit timp și și-a decis într-un fel sau altul ontologia. Da. E interesantă piatra, mă gândesc și la șantoism. Deci el a făcut referință și la budism, dar și la șantoism. Șantoism se numește în română? Șintoism. Din portugheză știu. Deci șintoismul care este un fel de panteism în varianta noastră europeană și eu nu prea cunosc foarte multe despre Japonia, dar știu că ei au grădina cu elemente impare și piatra care este la fel, are o cred că o importanță care revelează memoria. Piatra este cea care, și pentru alchimiști, este cea care reprezintă potențialul unei noi lumi, pentru că poate concentra la nivelul mineralelor, al atomilor, multe substraturi ale conștiinței. Probabil că piatra aceea care se supără uneori și reacționează într-un fel antropomorfic, realizează anumite etape către transcendental. Sau, da. Deci sunt multe, multe de spus. Este un film foarte interesant. Nu știu, nu văd prea mult o
o direcție biografică. Cred că ne privește mai mult pe noi toți această transformare a conștiinței. Aș avea eu, pot să mai o întrebare? Aș avea un comentariu la, la ce a spus, apropo de cumva perspectiva religioasă. Cumva nu spun că sunt în acord sau în dezacord cu dumneavoastră, ci doar că Miyazaki mi se pare foarte greu de calificat în zona de tradiții. Adică, nu știu, poate Takahata e un pic mai aproape de o lume locală, de un areal, să spunem, japonez, pe care poți să-l... Adică și prin... inspirațiile istorice sau, mă rog, inspirațiile tradiționale pe care le ecranizează cumva, dar Miyazaki mi se pare că e așa în două lumi, încât e foarte incert unde vrea să rămână. Adică, pe de o parte, pot să proiectez foarte multe din valorile panteiste de care vorbeați dumneavoastră, în modul în care interacționează cu natura, în modul în care natura și în zona budismului zen, în care natura e inerent violentă, numai că această violență nu e neapărat păcătoasă sau nu... Okay, e violentă și asta e, adică trebuie să ne împăcăm cu asta. Dar din altă parte, Miyazaki mi se pare că e atât de inspirat din basm european și atât de cumva, neapărat fetișist, dar are o dragoste pentru anumite culturi europene pe care le prelucrează în filmul lui, adică și aici, castele, vrăjitoare, grădini ca la Versailles, adică mi se pare că sunt foarte multe paliere pe care le pun într-una și cred că și asta e și foarte interesantă și foarte plăcut la el, că are niște valori atât de universale încât și noi suntem o sală plină la acest film, dar și Japonia îl celebrează atât de mult, adică e mi se pare că e un autor cu care niciodată nu cred că poți să-l înțelegi în totalitate sau riși să faci foarte multe riși să-ți proiectezi propriile valori în el într-un mod în care cred că e bine să reflectezi, adică absolut. Vreau să zic și eu ceva aici. Eu mai avem doar 5 minute, așa că o să zic repede și după aia mai luăm câteva întrebări. Ce m-a frustrat un pic la acest film este că mereu când îl văd simt un potențial acolo care nu este explorat pe deplin. Pe lângă partea asta care cumva mi se pare lungită de character development în lumea reală de o oră, care după aia poate nu se manifestă foarte concret în a doua parte și mi se pare că e dezbinat filmul, mi se pare că aici Miyazaki, deși are foarte multe referințe la filmele sale trecute, încearcă și să meargă într-o zonă mult mai contemplativă și mult, mult mai grea decât filmele anterioare. Și cea mai frustrantă parte este că nu merge până la capăt. Mi se pare că e prins cumva la mijloc, între a-i mulțumi pe toți. Una dintre secvențele mele preferate este acum a doua, acum preferata este aia cu cele 13 cuburi, e cea cu forfăiții care se înalță. Superba secvență în care ai această naștere a forfăiților și vin pelicanii și mănâncă și pe aia pelicanii sunt arși și ai acel discurs al pelicanului care spune că ei au încercat să plece în altă parte, dar sunt blestemați, ei trebuie să mănânce forfăiții și zeița de foc îi arde. Și mi se pare că asta poate fi explorat mult mai mult și întreaga lume acolo cu morții și cum funcționează și tot este, deci putea să fie un world building incredibil de puternic cum la nivelul de Spirited Away, dar într-o zonă mult mai întunecată și mult mai contemplativă. Da, vă, cum vi s-a părut? Haideți să auzim câteva păreri din sală. Da, referitor la discursul pelicanului, eu îl văd într-o notă ecologistă, la fel ca aproape tot filmul. De fapt, pelicanii nu erau blestemați. Pelicanii au fost aduși acolo să se hrănească, au epuizat resursele de pește și au fost obligați să se hrănească cu singurul lucru disponibil, care erau forfăiții. Deci, practic, este vorba despre o populație care, de animale, de orice, care s-a dezvoltat mai mult decât poate mediul să ofere și atunci au început să mănânce și alte lucruri. La fel ca și perușii, care sunt de fapt o structură, organizație de tip nazist, dar și ei la fel au acaparat tot ecosistemul și nu mai au ce să mănânce, nu au ajuns să mănânce până în final oameni, cu excepția persoanelor, femeilor gravide.
Și și scena aceea mi se pare că este foarte importantă, pe care eu nu am înțeles-o, pentru că era femeia în altar, era înconjurată de o fuda, băiatul Mihado era clar, era un Kami, pentru că așa se și numea, se numea Kami, deci elementele de Shintoism sunt destul de pregnante în tot filmul. Și aici, ca o părere personală, mi se pare că filmul este foarte asemănător din punctul ăsta de vedere cu Mononoke, nu cu, cu celelalte filme. Acestea fiind două filonuri destul de importante, Shintoismul și, și protecția naturii. Pentru că pământul arde nu doar pentru că era al doilea război mondial, că copiii se întorcea înapoi în al doilea război mondial, ci și faptul că îl distrugem și distrugem toată planeta. Și începând cu Laputa, această temă este destul de constantă în filmele lui Miyazaki. Nu este neapărat o părere, este doar o comparație. Voiam să aduc în ochii sau în memoria voastră, nu știu dacă ați văzut filmul, scena cu forfăiții care se ridică la cer ca să se nască. Mi-a adus foarte tare aminte de o scenă dintr-un film vestic, nu știu dacă l-ați văzut, Soul se numește, e ieșit destul de recent. Și la fel, sufletele trăiesc într-o lume, au aproape aceeași formă și în acel film și sar tot așa într-un cerc și urmează să se nască. A fost scena aceea, pe mine m-a emoționat foarte mult în Soul și mi-a plăcut foarte mult să o revăd aici. Nu știu dacă e o inspirație directă, dar mi-a amintit foarte tare de asta. Conceptul filmului, de exemplu Miyazaki, de exemplu, și față de alți autori de filme anime-uri, mi se pare că e mult mai dramatic față de alte anime-uri zen. Se considerează zen, se bagă în categoria zen, mi se pare că sunt mai mult mai performante zen ca narasune, ca la gândire, decât față de alte anime-uri zen, filme de anime-uri zen, cele mai populare anime-uri. Mi se pare că acolo e zen cum e și filmele normale. Aici cumva m-am și gândit probabil că ideea că Miyazaki vrea să-mi impună ceva, să mă gândesc. Față de ferate filme cu anime, față de animeul, mă rog, în general. Că acolo cumva e o ficțiune, aici cumva vrea să transmită și ceva în viața reală. Pot să răspund eu? Sunt de acord în ideea în care clar Miyazaki și mulți alți animatori și pe care am uitat și Cosmin ca Makoto Shinkai, ca Hosoda, adică fac niște filme care sunt profund diferite de ceea ce înțelegem noi prin animeuri sau prin seriale de animație. Adică mi se pare că e o diferență întotdeauna în teme foarte, foarte mare între anime și animația pe care o face Miyazaki, dar referitor la această viață reală, dacă te uiți la foarte multe interviuri cu Miyazaki, el întotdeauna aduce în atenție această obsesie cu umanitatea sau cu persoane reale. E o secvență dintr-un interviu care a devenit foarte faimoasă și foarte memeable pe internet, în care Miyazaki e a dus la această prezentare de niște băieți care fac tehnologie pe calculator sau fac CGI, imagini generate de pe calculator, și sunt băieții ăștia care își prezintă dita mai proiectul și spun cât am muncit la el, și Miyazaki spune: păi nu mi se pare dezgustător, că eu când mă uit și desenez oameni, eu mă uit la oameni și mi se pare că voi ceea ce faceți este să depărtați atât de mult animația de umanitate. Pe mine mă interesează ca spectatorul să simtă textura, să simtă cumva naturaleța pe care pot să o comunic prin animația pe care o fac. Adică dădea exemplu că el întotdeauna se gândește la lumea din jurul lui când desenează, și pentru el e foarte importantă această conexiune cu realitatea, într-un mod în care te gândești că animația e un mediu care nu e atât de legat de realitate, dar pentru el e o conexiune atât de esențială în a opera în niște termeni neapărat real, dar care să rămână umani întotdeauna.
Exact, exact. Și el e și foarte, sau e, a devenit foarte faimos ca fiind acest martir al artizanatului, pentru că încă mai lucrează cu desenatori care desenează lucrurile de mână, deși după automat devine tot animație digitală, dar dacă o compari cu cum arată majoritatea filmurilor de anime astăzi, sunt tehnici profund diferite. Da, adică sunt mulți care nu mai sunt de acord cu tipul ăsta de mod de a desena, dar sunt mulți care se bucură. Eu mă bucur, adică eu nu sunt o fană a animației 3D în animația japoneză, doar pentru că mi se pare că întotdeauna e făcută foarte grăbit și sunt foarte puține filme 3D, nu știu, poate dacă ați văzut The First Slam Dunk recent, dacă nu uitați-vă, asta mi se pare că e un exemplu bun de animație tehnologizată și bine instrumentată, dar altfel mi se pare că sunt foarte multe, sau îi dau dreptate lui Miyazaki că nu știm să folosim tehnologia cât să rămânem umani sau cât să ne păstrăm niște principii artistice. Cred că trebuie să terminăm. Da, mă tem că trebuie să încheiem aici. Cinematograful se va închide în curând. Mulțumim pe această cale Cinematecii Eforie pentru că ne-a găzduit. Mulțumim foarte mult Bad Unicorn, publisherul de film care a făcut efortul să aducă filme anime în cinematografele din țară, începând cu Bell, One Piece Film Red și acum The Boy and the Heron. Noi avem și un podcast pe canalul nostru de YouTube, Izanagi TV, unde puteți să urmăriți un podcast cu Ștefan Bradea, cofondator Bad Unicorn, și acolo am vorbit care e procesul de a aduce un film în cinematografele din țară, dacă vreți să-l urmăriți. Și sperăm să ne revedem în curând. Luați-vă și prietenii la cinema. După cum spunea și Dora, filmul trebuie văzut și revăzut, deci este o ocazie bună să-l revedeți. Iar cu noi la Izanagi vă puteți revedea în martie, 1-3 martie. Avem aici, vom avea, cred că, 5 proiecții cu tema distopia, așa că sperăm să ne revedem. Mulțumim foarte mult, mulțumesc Dora, mulțumesc Antonia!